să văd la recepție o domnișoară și un domn care era, nu știu cine era, Adriana sau o zi bună. Și am zis, cu cine o spune și zic, și intră și în firmă. Nu uita. Erau domnișoara și cu, nu mai știu cu cine, unul din voi doi. Ne-am mărit, am vrut să fac o firmă cu 10, o casă de soft cu 10 oameni, că așa a fost planificat. Actualmente suntem 80 fără 1 sau 2, cu colaborator cu tot, vreo 80 suntem. Dar au venit mulți anul acesta și doi dintre cei noi sunt la un proiect care sunt la Craiova, acum la Lactag, cu doamna Cristina, o să vină și ei. Dar aș vrea ca pe cei noi să-i prezentăm celorlalți, pentru că nu vă cunoaștem. Haideți puțin în față, să vă cunoască lumea. Haideți să vă prezentați. Așa. Și tu, Cristina, că și tu ești domn. Așa. Deci, hai. Ca să vă cunoașteți, să știți cine sunt noi colegi sau care sunt noi colegi, să-i cunoașteți pe ceilalți, măcar conducătorii. Trebuie să te prezint. Mă numesc Bățan Marius. Sunt din Iove. Ce să mai zic? Necăsătorii. Deocamdată. Ești promis? Nu. Năstasia Andreea și toți sunt din Pitești și sunt student în anul 3 la informatică. Andreea Năstase. Mă numesc Claudiu Polici, sunt din Horezu și mă bucur că stai alături. Sunt programatori, consultanți acum Cristina. Consultant. Cristina Stanciu, din Ploiești. Așa. București. Pitești. Și consultant. Din Dinescu Andreea, din Pitești. Așa, consultant. Să știi. Argeșana Izabela, programator. Cristina Radu, programator. Victor Oancea, din Pitești, programator. Vuchin Ionel, programator. Sigur? Alex Dobrescu, programator. Și cei doi care au venit mai prin septembrie, i-a venit. Sau când găsesc voi? Două luni. Haideți să vă vadă la benzi cu așa. Așa. Vasile Gheorghe. Davidoiu Petre Andrei. Deci, ei sunt nou lot. Mai avem pe Toma George și pe Lucreția, care e din Republica Moldova. Și aș vrea să fiți, să o considerați colegă de-a noastră. Mai avem pe Florina, care lucrează la Brașov și lucrează prin sârme cu noi. Mai avem pe Cristian Midvichi, care nu l-ați cunoscut. Unde ești, Cristi? Așa, tot aici a lucrat două, trei luni, acum este la București. Și mai avem pe Paul Costea, care este pentru dezvoltarea business-ului la București. Nu vreau să vă mai țin mult de vorbă. Mă bucur că suntem aici. A trecut un an, nici nu mi-am dat seama când a trecut un an. Vreau să vă spun că în câțiva ani de zile și cum trec anii, deci este foarte aproape, mai mulți din firmă vor deveni consultanți sau vor deveni pensionari. Consilieri. Consilieri, așa. Dintre dumneavoastră, va trebui să alegem pe cei care să conducă firma. Nu a fost ales nimeni la ora actuală și deci este deschisă ușa pentru oricine și activitățile prestate și seriozitatea vor determina pe cei care vom alege. De asemenea, aș dori să marc anul acesta ca realizări, deși nu au fost proiecte multe noi, a trebuit să dezvoltăm. Am avut surpriza că am prezentat un nou produs de asigurări de sănătate, care eu zic că este un program de excepție, un produs de excepție, în completarea produselor de asigurări. L-am prezentat la o organizație, ele se implementează acum. Sperăm ca pe 27 să finalizăm implementarea, să punem în producție, în Emiratele Arabe Unite. Mai departe, a venit acum un proiect care ne cam dă bătăi de cap, care se numește Lactag. A venit acum vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni. Dar nu, și trebuie să-l punem cu 2 ianuarie în funcțiune. Și ne-a cam întins la maxim, dar important este că vom dezvolta o altă linie de business ca și altele. John e bucuros, hai că o să dăm drumul la masă acum, că e fără. Bun.
am stabilit, niciodată nu mi-am stabilit un obiectiv măreț, să zicem, am făcut, am dezvoltat, vreau ca anul 2015, nu 2014, să fie anul MC's pe piață. Prin ce mă bazez? Lumea a început să cumpere informatică pe sârmă, servicii pe sârmă. Noi avem toate șansele, pentru că avem o aplicație care poate să acopere toate activitățile dintr-o organizație, să le vindem într-un singur link, să oferim inclusiv servicii de hosting de specialitate. Vom putea livra acest serviciu la un cost în care concurența nu va putea să vină. Deci, anul 2015, și va fi marcat și pentru anul de presă, vrem să fie anul MC's. Prin ceea ce dezvoltăm, prin ceea ce am făcut, să știți că ca problematică este cu ce este mult peste piață. Așa consider eu. Mai avem de șlefui la funcționalitate să fie mai friendly, mai ușor de utilizat, dar ca problematică este destul de înaintat. Eu vă mulțumesc că am fost colaborator și anul acesta. Vreau să vă amintesc o dată că firma asta și realizarea mea nu înseamnă clădire, altceva și mai departe, ci MC's-ul. Vreau ca acest produs să trăiască prin voi, prin voi că sunteți tineri, și cei care vor să vină aici și să stea aici, să lucreze aici, să aibă o sursă sigură de venit, pentru că, dacă ați înțeles și condiții de criză, MC's-ul ne bate la fund, ca să zicem între ghinimele, că trebuie să asigurăm mentenanță, sunt contracte care sunt de reluare față de acele contracte care sunt la comandă. Astăzi sunt, mâine nu sunt. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc sărbători fericite și anul nou să ne prindă mai determinați poate pe unii, cei mici să intre la rame mai repede, așa, îi așteptăm aici și să așteptăm proiecte. Sperăm că o să vină niște proiecte destul de mari. O să aveți niște surprize anul viitor. La ora actuală nu le comunicăm. Cum ne dezvoltăm și ce proiecte vor fi, sperăm să fie de bun augur dacă se vor desfășura așa cum planific. Și n-am decât să vă zic poftă bună, poftă mare. De post, în partea stângă aici, asta nu e de post, aici este doar de post, iar celelalte sunt non-post, ca să zicem. Bun, numai bine, la mulți ani! Echipa de la engleză a pregătit un mic moment și acum îl prezentăm. Haideți! Hai! Dashing through the snow in a one horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun is to love and sing a serving song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was sitting by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifting bank and then we got upset. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one horse open sleigh.
Al doilea oară după mâncare. Să facă din blana lui dom-dom să înălțăm, vezi mult frumos domnului dom-dom să înălțăm, vezi mult frumos domnului dom-dom să înălțăm, dom-dom să înălțăm, dom-dom să înălțăm, dom-dom să înălțăm. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Cei mici, pentru că nu cunoașteți managementul organizației, știți cine vă conduce? Nu, ia uite, Sofie. Așa, Sofie, Laura, Cătălin, cei care sunt product manager, v-aș ruga să veniți aici ca să-i cunoașteți. John, Monica. Că dacă ne cătoșulinde, nu? Doamna Tocănanu, deci... Doamna Tohănanu, product manager pe utilități. Doamna Sofia Nicola, director executiv al organizației. Ca să știți că vă întâlniți, să-i faceți brânci pe scări. Mai Laura Goronescu, HR. Magda Ciobanu, product manager pe producția de software, pe producția de MSIS. Ea vă bagă programele să facă o versiune. Unde mai avem aici? John. John, așa, în logistică, Monica, tălpuși logistică, John e și nensurat. Ești promis, spune. Așa, așa. Cine mai avem? La contabilitate, că o să știți, Felix unde este, că nu-l văd aici. Felix la asigurări. Așa. Gata. La masă. Așa, o să... Hai să... Da, spune.